One, two, three. You ain't nothing but a hound dog. The cry of time. Bună seara! Nu-i așa că v-a fost dor de Andreea și Ștefan? Bănuiam eu. Ia să vedem ce surprize îl așteaptă azi pe Ștefan. Ștefanie, după ce termin de cântat, să te duci în bucătărie că ți-a lansat o căniță pe aragaz și ai grijă de dânsa să o încălzești, că altfel te strigi la stomac, auzi? Uite, de asta te iubesc, baby, de asta te iubesc. Ștefanie, trebuie să ne gândim foarte serios la viitorul nostru. Și ne facem că eu simt că ea de la emisiune vor să facă o surpriză. Ce surpriză, baby? Vor să rezilieze contractul. Se poate, baby. Nu-ți face niciun fel de probleme de eu dansez pentru mine, pentru tine, pentru oricine. Și asta pe bani, baby, pe foarte mulți bani. Ștefani, gândește-te că într-o zi nu o să mai poți. Ce ne facem atunci? Ce ne facem? Rămânem pe drumuri și eu și copilașii noștri? Ștefani, gândește-te că vine integrarea europeană și intrăm și noi în lume. Vine Billy Idol, vine Shakin' Stevens, vine ăia cu flatele ăia. Vine concurența, Ștefani, noi ce ne facem? Mă întorc la teatru. Sunt actor de teatru. Ca să mor de foame? Da! Uite și cu mine nu te joci. Fii atent aici că am o soluție. Ce soluție? Permis auto ai. Am. Da, ce veche de ție. O am, o am. De ce nu te faci tu taximetrist? Dragă, e nebunit. Vrei să dea toți englezii peste mine să mă lovească? Să mă duc cu toți nebunii până în oraș, până în trafic? Ștefani, toți nebunii ăia urcă la tine în taxi și vrea autografii, Ștefani. Pe bani! Da, baby, eu nu știu adrese, nu știu, nu cunosc Bucureștiul. Dacă primesc comandă, bănică, du-te, nu știu... Ștefani, tu de la mine primești comandă! Da, dragă, vorbesc de comandă de taxi. Păi și eu tot de taxi vorbeam. Da. Păi... eu acasă o să fiu dispecer, îți dau ție comenzi și... Ia ascultă asta. Junior Taxi. Surprizi Taxi. Junior Taxi. Surprizi Taxi. Junior Taxi. Surprizi. Junior Taxi. Surprizi Taxi. Junior Taxi! Bine, bine, gata, Junior Taxi. Și haide acum, mișcă, te bagă benzină și haide. La muncă. Să știi că munca nobilează omul. E brățară de aur. Ah, ok, baby. Și ca să vezi că-s fată bună, prima ta curs o faci cu mine, mă duci la televiziune. Și îți dau și bacșiș. Hai să mergem. Deghizați cu peruci și dresuri pe cap, soții Năstase încearcă să-și recupereze tablourile moștenite de la mătușa Tamara. Denuța, am senzația că am uitat ceva. Adică, ce se întâmplă, dragul meu? Suferi de paranoia. E clar că a fost vorba de un jaf. Nu, crede-mă că eu am ochiul format de la vânătoare. Poate ar mai trebui deranja pe acolo niște cărți, ca în felul acesta polițiștii să creadă că am vrut bani. În felul acesta îi vom conduce pe o pistă greșită. Adică, ce se întâmplă? Nu te mai suport. Te comporți acasă exact ca la servici. Te-au anchetat cu ouăle, cu casele, cu termopanele. Te-au atacat în presă. Te atacă boc. Dragul meu, tu rămâi la toate rece. Asta mă scoate din calmul meu englezesc. Uite ce am ajuns să facem. Să ne scenăm propria noastră spargere. Draga mea, ce se întâmplă? Că nu mai sunt președintele Camerei Deputaților, mă lasă rece că oricum salariul dădeam pe cofragile de ouă. Că n-am ieșit președintele României, mi se fâlfâie. Pentru că oricum am pierdut la câteva zeci sau zeci de mii de voturi. Că s-au luat de termopanele și de casele noastre, iarăși mi se fâlfâie, pentru că avem destule. Dar în momentul în care s-au luat de tablourile noastre, am fost nevoit să adoptăm această strategie. O știu de la băieții SPP, crede-mă că funcționează. Am să ți-o spun în față, nu știu dacă am să mă descurc cu tablourile astea. Crezi, de exemplu, că familia Boc trece prin așa ceva? Bine, dar care e legătura? Dacă Emil Boc merge pe stradă cu un tablou, ai senzația că tabloul merge singur, nu? Da. În ceea ce privește plecarea noastră, stai liniștită că m-am gândit la toate. Vom pleca cu două taxiuri. Cu primul taxi vei pleca tu pe traseul A până la ferma Cornu. Ai grijă tot drumul să nu vorbești cu nimeni. Odată ajunsă la ferma de la Cornu, ai grijă să îngropi tablourile sub grămada de găinați. În felul acesta nu ne va găsi nimeni. Adi. Cu cel de-al doilea taxi voi pleca eu pe traseul B. Adi, am înțeles. Acum ce facem? Păi, planul ăla? Ce se întâmplă? Era să uit. Tablăul cu mătușa Tamara. Lasă-l naibii pe mătușa Tamara, că am ajuns să visez noaptea cum ne ține socoteală la fiecare leuț. Las-o aici să le ceară explicații polițiștilor. Hai, planul A, că trebuie să-mi fac și eu planul B.
Ștefan a avut o zi grea ca taximetrist. Abia a scos bani de o șaorma. Bună ziua! Bună ziua! Am rugămintea să porniți în secunda următoare motorul și să vă îndreptați către o direcție necunoscută. Cum adică? Ce înseamnă asta? Cum adică? Unde? Vă spun, porniți motorul și în primul rând aș vrea să vă întreb chestiuni legate de cât luați pe kilometru, aspecte privind tariful în afara localității și, nu în ultimul rând, de ce n-aveți geamuri fumării? Domnul Năstase? Domnul Bănică? Da. M-am răzgândit, nu mai porniți motorul, am să merg cu altceva. Cum să mergeți cu altceva când eu pot să vă duc cu taxiul gratis? Am ajuns la concluzia că dumneavoastră, un om atât de popular, faceți și altceva. Adică sunteți taximetrist. Și atunci, sigur că mi-am pus problema că de aceea am pierdut alegerile, în sensul în care nu am fost așa de popular cu cetățenii. Astfel încât m-am gândit că cel mai bine pentru mine ar fi să merg cu autobuzul. În felul acesta, cetățenii mă vor percepe altfel. Stați puțin. E mai bine vă cânt ceva. Cum ar fi? Ar fi foarte frumos. Ascultați-mă. Concert live. Lumea zice că e frumoasă și că e fată de casă, dar că e mult prea simplă în felul ei. Are ochii în albastru când o vezi un dezastru, te înneci în lacrimile ei. Asta de aici zice, băi zdrențu, băi nenorocitule care ești tu nenorocit, băi zdrențu, Cristocea, bătii, băi vino coace când îți spune că vreau să am eu o discuție, adică să vorbesc eu cu tine ceva, zice, stai băi, că mă trenezi și eu cu astea, băi tu n-auzi, băi zdrențu, să vin coace când, păi da mă ții ca tolontar la zic cu o dată, îți zic de două ori, păi tu ești zdrență, băi, păi tu în ochii mei, aoleu. Păi bă, hahalero, care ești hahalero? Ce ți-a spus eu ție, bă, să nu mai mă dădăi tu pe mine, bă? De ce mă dădăi, băi? Faci curvăsăraia aici, bă. În primul rând, deci, iartă-mă, deci, iartă-mă, așa? Primul rând, da. Așa? Deci nu acum nu că zic eu la părerea mea. Deci înainte de asta cu dădăiala și pe care deci eu o recunosc cinstit, da? Deci chiar vorbeam cu băieții, uite bre, ca să nu fie curvă sărai, să zici bata, să faci noi să spui pe aici și abre, uite ce pe pereți ăștia și astea. Adică să faci să spui pe aici, nu? Să spui pe aici. Gând la gând cu bucurie. Exact ați văzut, bre? Asta vreau să ați zic văzut, eu. Uite ce scrie acolo. Corpodem plus Nica egal la. Păi când vor veni inspectoria de la Real Madrid. Da, bre, da. Și o să vadă curvă sărai de aici. Păi, da, bre, o să înceapă să mă susure ca tolontan. Bre, stai bre puțin, deci nu e așa. Păi ce să stau? Păi, da, corect, bre. Deci asta, despre exemplu, asta n-am, deci n-am făcut-o noi, da? Deci nu-i făcută de noi asta, deci noi ștergem noi. Deci asta e făcută de Costel Gâlca cu 10 ani de era la Steaua. Deci nu-i frumos. Gâlca, da? Deci Gâlca, da. Gâlca deci a făcut-o, el a scris-o, da. Gâlca a scris-o, da. Nu? E, Gâlca a scris, Bănel șterge. Păi adică deci să șterg eu după Gâlca, Gâlca bre. Gâlca a scris, Bănel șterge, că deci uite așa vreau eu. Păi dar nu-i corect, bre, pe lumea asta. E dreptate, bre. Bun o dată, Gâlca a scris, Bănel șterge. Ia, de aici, 10.000 de dolari, te duci și iei detergent, să pun cărpe și faceți curățenie aici. Palat să fie cârmător, mai înțeles? Palat să fie cârmător. Hai, dați-i drumul la treabă. Că de-aia vă dau 10 milioane de dolari pe lună. Păi să fie gata, băi, că de-aia vă dau eu 10 milioane de dolari pe lună, băi, zdrețelor. Să știi că te-am auzit, băi, hahalero. Păi ești nu m-am auzit, băi. Cum să nu te aud, băi, că am urechile fine. Te aud, hahalero, te aud. 1, 2, 1, 2, 3. Ha! 340.000 de lei. Cât? 34 de lei noi. Tu îți bagi joc de noi? Păi am o pensie de 2.300.000. Eu 3.900.000, dar mă rog, ideea de urmaș. Domnilor, eu doar v-am spus să plătiți acest... Nu știu că vorbesc eu. Dom'le, ție nu ți-e rușine să jefuiești jaf la drumul mare două femei tinere? Și singure! Domnilor, eu doar v-am spus că acest bani trebuie plătit. Asta nu-i Ștefan al lui Andreea? Nu, că Andreea nu mai cu Ștefan. Dar cu cine? Cu Hoită și cu Găinușa. Cu amândoi? Da. Dar tu de unde ai citit? Am auzit. Ți-a zis Lenuța de la 5? Care Lenuța? De la 5. Da. Ea a lucrat la coafură Igena. Știe tot. Dar știu de data asta că întreb eu. Nu vă supărați. Dumneavoastră sunteți Ștefan Bănică Junior? Da. Ce?
Rău ai mai ajuns, maică? Rău de tot! Ce, ce-am făcut? Ce? Nu mai place lumea? Nu mai poți cânta? Nu mai poți cânta? Ce-ai? Mă, îmi place lumea. Mă place lumea, pot să cânt. Nu cred. Dacă puteai să cânti, nu mai ajungeai în halul. Asta? Da. În ce hal? De la televiziune. La taxi? Măcar că ai fost tu în jugarul, mai câștigat și noi un ban. Cistit. Da, așa. Ia. Ia. Cântă. Cântă. Să vă cânt? Da. Ne-am văzut prima oară într-o seară de mai. Eu aveam părul scurt, tu bălai, parcă ne cunoșteam. Ochi-n ochelare ne priveam, ca și când timpul ar stătea în loc. Ai falsat? Nu falsat, vă jur! Pe ea nu păcălești! Pe mine nu mă păcălești! A fost profesoră de muzică? Am fost profesoră de muzică! Ia de unii! Stați, domnilor! Aceste tablouri, am trei tablouri, le-a lăsat aici o persoană importantă, nu spun cine. Dacă vă dau tablourile astea, promiteți că nu spuneți nimănui că am falsat, vă jur că nu pot să... Haideți! Cu o singură condiție. Care? Să ne dai un autograf pe tablouri. Cum să semnezi eu pe tablou altuia? Asta e greu de cap. Da și semnează. Ai noroc cu noi. Mare noroc. Mare noroc ai, că suntem femei discrete. Adrian Năstase e pe cale să regrete momentul în care a decis să fie popular. După ce și-a uitat tablourile în taxi, a fost prins în autobuz fără bilet și a dus de controloare la poliție. Aură, bă, da proste. Vreau să-mi arătați și mie un document de identitate. Buletinul, eventual. Ai, da, capuși de asta trebuie schimbată după tipul Ceaușescu, domnule. Am avut niște chestiuni legate de probleme la nivel național. Domnule polițist, eu l-am întrebat cât de politicos am putut eu. Biletul sau abonamentul? Și mai scare abonamentul la Biblioteca Centrală, adică a făcut mișto adică de mine. Adică miștouri și Caterinca și la asta. Miștourile astea, domnul agent. La Caterinca și la miștouri suntem buni noi români. Altceva. Stai un pic, am... Haide, deci domnul Năstase Adrian, da? Adrian Năstase te va ajuta. Da. Ia uitați-vă puțin la... Da, poza seamănă. Domnule, nu ești sănătos la cap. Domnule, ți-ai schimbat aici, ți-ai scris Zambaccean. Domnule, nu ești sănătos, ești nebun la cap. Dacă acolo stau, astea sunt alte chestiuni. Adrian Năstase în autobuz, hai să fim serios. Domnule, când l-am votat pe la om serios, nu se compară cu asta. Dacă mi-ați dat voie 2-3 minute, atunci v-aș putea explica această coincidență. Ia să vă dăm noi voie 2-3 minute. Eu cred că mai bine am discutat chestiuni legate de creșterea economică, aspecte privind aderarea României la Uniunea Europeană. Vreți să discutăm chestiuni legate de creșterea economică? Păi dacă vreți să discutăm chestiuni legate de creșterea economică, de ce nu acordați, domne, de ce nu plătiți, domne, amenda asta? Vreau să faceți panoramă, păi plătiți amenda asta, domne, ca să crească economic țara asta. Păi nu vreți, dăm gura așa, e ușor. Nu? Faceți panoramă cu fete, domnule, vă rog din suflet, dați-vă puțin mai așa, mi-e foarte cald. E foarte cald. Hai să recapitulăm. Numai deci, puțin, dacă îmi permiteți. Este îngrozitor de cald aici. Dacă ați avea un aer condiționat... Păi, o să ne dea guvernul fondul, o să aveți și aer condiționat, da? Păi, vedeți, despre asta este vorba. Dacă eram noi la guvernare... Hai să lăsăm miștourile. De ce să lăsăm? Deci amenda n-a plătit, da? N-ați plătit amenda. Îmi spuneți că... Uz de identitate falsă, care o să fie o mare problemă la dosar. Uz? Da. Injurii. In. Calomnii. Ca. Că m-aș împins. Ultraj, da? Mă rog, n-are rost să continui această penibilă listă. Ce vreau, domnule, de o jumătate de oră eu vă rog să vă dați puțin la o parte, mi-e foarte cald. Da, domnule, încerc. Deci eu ce vă rog acum, uitați-vă puțin să vedeți unde veți petrece următoarele 30 de zile. Uitați-vă puțin acum. Nani, nani, noapte bună, câte stele și luna, îngerașii stau de pază și somnul vechează pe mai moale și de pup. Îngeri zboară în văzduh, îmi bate cal și e bine, mama de mână te ține. Nani, nani, noapte bună, mama ia-i să spună. Ți-am pregătit un pat la noi în celulă. Cu banii primiți de la Nea Gigi, Bănel s-a dus în târg după detergent, săpun și cârpe. Ia un i, te rog! 2, 3 și... Like a virgin, touch for the very first time,
Like a virgin, hey! When your heart beat next to mine. Brei, alu, brei, cât e vrei tablurile alea? 1000 bucata. 1000 ce? $1000. Haide, mai că ale pe toate, explică-mi și noi acasă. Ce ori, brei, are, dragi, pere, de ce e așa scupe? Păi dacă sunt originale. Originale ce, adică cum? Adică e pictat de Ștefan Bănică. De exemplu, acesta este din perioada lui de tinerețe. De la tinerețe până la bătrânețe, până la bătrânețe. Și acesta este din perioada lui descriptivă. La care vrei care, Bărică, seniorul sau juniorul? Juniorul. Da? Dar nu știu eu, bre, că asta e, adică dacă nu e păcălar, nu știu că e Bărică juniorul. Păi dacă are semnăturile pe fiecare tablou? Bre, vă dau, uite, facem așa. Vă dau $2000 pe toate trei tablourile și plecați acasă. 4000. 2000 jumate, bre, și gata. 6000. Mai bine, 2700 și cu asta a terminat discuția. 10000. Gata, nu mai, gata, nu mă mai tocmesc cu voi că e mai rău. Luați de aici. Taie. În seara asta te văd cu Real Madrid, ce o să faci? Eu ți-am dat 10.000 de dolari să iei cârpe, detergenți, să pun, să cureți pereți ăștia. Știu ce-i făcut. Bărică junior, Pistociu, uite mă, l-am văzut neam de neamul tău așa ceva, mă, tablouri originale, Bărică junior. Păi bă, bănele, băi! Vă rog, băieți! Să trăiți! Băi, pus la tablouri aici, dă mai lăsat tablou! V-a lăsat tablou? Păi să iau și tablou de v-a lăsat, e pe bata, să-l pui și pe el acolo. Bă, acum îmi dau seama de ce am pierdut noi cu Lionul. De ce vrei? Că e curvăsăraie pe pereții vestiar. În seara asta să te văd cu Real Madrid, ce o să faci? Eu ți-am dat 10.000 de dolari să iei cârpe, detergenți, să pun, să cureți pereții ăștia. Știu ce ai făcut? Păi bre, ce m-a gândit eu, capul meu? Eu, Bărel Nicoliță, ce mi-a dat? Ce mi-a trecut mie pe cărere aici? Ați auzit ce a dat lui Bărel Nicoliță pe cap? Fiți atenți, bă. Deci eu m-am gândit și am păcălit două babe, bre, dar mi-a dat tablourile astea toate, la 10.000 de dolari toate, sunt Bărică junior originale, bre, din tinerețe, bre. Perioada lui de tinerețe. Bravo, ai cap de manager, te bag în locul meme Stoica. Să trăi. Dar asta dă-le jos. De ce să dau, bre, toate tablourile? Păi da, uite, bre, și bata ce frumoasă e, bre. Zici că e buzeu aici, Bărică junior aia, Bărică junior aia, Bărică. Mare, îți gândi, nu le mai dat jos, că oricum nu mai e timp, că vine inspectorul de la Real Madrid. Vine acum? Vine acum aia de la Real Madrid. Apropo, tu știi spaniola? Vag așa, nu prea. Bă, mă întreb, cum se zice în spaniolă, că Oli Ren mai întrebă acum cu UE. Cum se zice în spaniolă aia, Mihai Viteazul, Mihai Viteazul, cum se zice în spaniolă? Michele Bravo. Michele Bravo, da. Michele Bravo, nu? Michele adică Mihai Viteazul, nu? Da. Michele Bravo, bravo Bănele. Nu, bravo Michele. Bă, bravo Bănele, cum zic eu. Bravo Gigel. Ule, iertați-mă. Inspectores. Carambas. Hola, bombon. Por supuesto que sí. Bombon, asta vreau să vorbească cu Năstase, bre. Bombonel, bă, ce caută bombonel aici, bă? Bă, tradu, bine ați venit. Tradu. Bienvenuto. Ai, che ombre. Che coincidenția rara. Rara avis. Avis, ombre, ce s-a stea, bă? Ombre, adică om. Nu om, bărbat, adică bărbat. Adică ce bărbat ești, bata, ce rara avis. Adică ca bata, mai rara aviator. Bă, asta așa e. Asta așa e. Bă, dar ia întreabă-le, înainte să vin aici, au inspectat și ele vestiarul ăla de la Real? Da. Vestiarul l-au inspectat? Da. Înainte de venitos aici, inspectados los vestiaros de la Realos Madridos, comes, la atmosfera comes, adică comes. Ai! A fost, bre, amândouă a fost, împreună a fost. Bă, treabă de Beckham ăla, bă, l-au inspectat pe Beckham, pe Beckham, da. Gambele lui Beckham, în ce stare sunt gambele? Da, da, adică ce stare e, da. Beckham. Frezuras de Victoria, adică Beckhamos, comes las gambas, buenos los veros, slăbitos la gambas, comes. Ai chita? Mala educación? Carne tremula. Tremură carnea, păi, bre, așa tremură. Le e frică de Cristocea, le e frică, bre. Păi, bă, dacă tremură carnea, păi, ia mai întreabă tocmai de Roberto Carlos ăla. Da. L-au inspectat pe ăla de sus până jos, pe Roberto Carlos ăla. Ăla mă înspăimântă pe mine. De sus sau de jos? Roberto Carlos înspăimântados? Dios. Dirico Gigicos. Comes
Roberto Carlos. Fiores. La... Fiores, da, și Daros de Spinaraus. Adică, comes las gambas, adică comes Roberto Carlos. Habla con ella. Todo sobre mi madre. Și pe ăsta și pe ăsta și-a făcut praf, bă, i-a distrus. Voi doar treaba cu de Ronaldo ăla, bă. Bă, l-au istovit pe Ronaldo ăla. În ce stare e Ronaldo ăla? Ăla, de ăla mie mi-e frica. Da, bre. Dirico, giticos, fricas. Ronaldo grasos. Ditosas. Istovitas sau neistovitas? Istovitas sau neistovitas, comes. Ronaldo, muchachos, Ronaldo, comes. Ronaldo? Ai, 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 paloma! Aaa, din brecă-i de bine, bă! Bă, bănele, bă, te duci pe dreapta, dai 10 goluri acolo, cu Cristoia, cu Inesu, cu toți. Asta vreme, asta vreme! Mi-e frică. Nu plecă. Mi-e frică. Urăsc singurătate. Ai scăpat! Dar și s-a întâmplat! Mă întreb se înrâzând ce s-a întâmplat. Lasă-mă să stau puțin, sunt terminat. Ubi-ru-bi-ru. Ei, cum a fost? Sambaccian? Tablouri? Babi? Uite-a fi bogați?